Bun, autoritatea teritorială de ordine publică. De ce este important să, să înțelegeți și această autoritate de ordine publică? Pentru că poliția este o parte din această autoritate teritorială, și atunci este important să știți și despre ea, și practic, să știți despre toate, toate autoritățile sau toate interacțiunile pe care poliția română le are cu alte Categorii de autorități. Da? Și acum, la nivelul Municipiului București și la nivelul fiecărui județ în parte. Pentru că vă spuneam ieri că Municipiul București este la același nivel, din punct de vedere administrativ, să zicem, cu județul. Da? Da? Se organizează și funcționează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, da? Și e foarte important că vorbim despre ordine publică și este teritorială pentru că ține de modul de împărțire a teritoriului din punct de vedere administrativ, adică Municipiul București plus Județele. Este un organism cu rol consultativ, da? deci nu poate să ia decizii în numele poliției sau să impună decizii către poliție, ci pur și simplu are rol consultativ. Da? Și foarte important, se desfășoară în interesul comunității, de aceea vom vedea că din această autoritate teritorială de ordine publică fac parte foarte mulți reprezentanți din uh, instituțiile, mă rog, foarte mulți reprezentanți aleși ai comunității, da? Adică din Consiliul Județean, din uh, Consiliul General al Municipiului București și așa mai departe, da? Bun. Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din, da, practic componența. 1. Șeful Direcției Generale de Poliție sau șeful sau inspectorul șef, da, șeful Inspectoratului de Poliție Județean prima dată, da? După care, un reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor. Vedeți că acești reprezentanți ai Corpului Național al Polițiștilor sunt peste tot, da? Asta înseamnă că această instituție, așa cum v-am spus și data trecută, este o instituție importantă, o instituție centrală a Poliției Române. Subprefectul, da? Șase consilieri, desemnați de Consiliul General sau de Consiliul Județean, exact ce vă spuneam mai devreme, dar vedeți cât de mulți sunt față de ceilalți, sunt tot reprezentanții ai comunității, doar că sunt reprezentanți indirect, în sensul că, mă rog, comunitatea a votat în Consiliul General sau în Consiliul Județean acești consilieri, da, și dintre ei se aleg șase, plus niște reprezentanți, trei reprezentanți ai comunității, desemnați de către primarul general, respectiv președintele Consiliului Județean, da, pentru că sunt la Același nivel de autoritate, să spunem, da? Șeful Direcției Generale de Jandarmi sau -ă, șeful IJJ, da? Inspectoratului uh, Județean de Jandarmi, uh, șeful uh, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, da? Șeful ISU la municip al Municipiului București și al uh, la nivelul fiecărui județ în parte, da? Pentru că acest organism este pentru fiecare județ, da? De asta zicem de Municipiul București. Și de județ. Da? Bun. Uh, șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră, da? Și, după caz, șeful Poliției Locale din Municipiul reședință de Județ. Da? Deci nu din orice uh, uh, poliție locală. Da? Pentru că acest organism teritorial este la nivel de județ sau la nivelul Municipiului București. Uh, Întrebări până aici? Nu sunt. Nu, lucrurile sunt clare, dar trebuie doar să le rețineți. Participarea șefului Direcției Generale de Jandarmi la Municipiului București da? sau a inspectorului șef de jandarmi la nivel județean, da? a șefului inspectoratului pentru situații de urgență, se realizează cum? Deci, jandarmii și ISU se realizează în legătură cu activitățile desfășurate de aceste instituții în calitate de forțe de sprijin. Da? Deci, în principiu, poliția este, să zicem, vioara întâi, da? pentru că ea are rolul principal de a asigura ordinea publică, dar cu sprijinul ISU în situații de urgență sau în alte situații similare, când este nevoie de sprijinul ISU sau în situații conflictuale sau cu risc de, de violență, cu sprijinul jandarmeriei. Da? care ce face? Participă la planificarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice da? sub conducerea poliției române, adică lucrurile sunt foarte clare, este exact ce spuneam un pic mai devreme, respectiv că poliția română este vioara întâi, da? este centrul de greutate al acestei autorități. Bun. Aspectele referitoare la activitățile desfășurate de structurile MEAI și ale poliției locale, Vedeți că sunt cumva puse, nu neapărat în oglindă, dar una lângă alta. Da? În planul menținerii ordinii și siguranței publice, da? Se prezintă integrat prin intermediul Direcției Generale a Poliției. Iarăși, la nivelul Bucureștiului sau la nivelul uh, uh, Inspectoratului Județean de Poliție. Da? Deci, iarăși, vedem că, practic, rolul de coordonare este al poliției. Desemnarea nominală, adică cine dintre cei șase da, consilieri, spre exemplu, autorității teritoriale de ordine publică este validată, da? deci desemnarea nominală este validată, în sensul, nu în sensul că se face în mod direct, ci este validată, în sensul că acest Consiliu General al Municipiului București sau Consiliul Județean, da? spune, da, ok, sunt de acord cu, sau ăștia vor fi, da, pe o perioadă de patru ani. Deci, practic, mandatul este de patru ani. De ce este mandatul de patru ani? Pentru că și mandatul uh, Consiliului Județean este, sau Consilierilor Județeni este de patru ani. Și atunci se merge pe ideea că avem un mandat toată lumea, da, toate autoritățile uh, publice, inclusiv aceasta, are un mandat de patru ani, da, E condusă de un președinte ales cu votul majoritar da? din rândul consilierilor județeni sau consilierilor din municipiul uh, București, Consiliul General. da. Și la fel este ales pe o perioadă de patru ani. Da? Important este că este ales cu vot majoritar. Bun. Întrebări până aici? Nu. Haideți să vedem. Această autoritate teritorială de ordine publică are următoarele atribuții. Bun. Vreau să fac o, o așa o mică precizare. Această, de multe ori, această autoritate a fost contestată, mai ales la nivel local, pentru că, practic, nu are un aport deosebit. Da? Deși ar trebui, așa cum este conceput, ar trebui, dar nu are un aport deosebit la uh, siguranța și liniștea publică, și este, cum să spun, un loc călduț pentru uh, prietenii politici. Asta, așa ca o paranteză. Revenind la atribuții, contribuie la elaborarea planului de activități, da? la fixarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță minimale, adică pe care musai trebuie să le îndeplinim. Acestea de mai sus având ca scop ce? Două lucruri. Protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică. Da? Deci vedeți că încă o dată se precizează faptul că este în interesul comunității. Da? E foarte important lucrul acesta. Frumos în teorie, dar în practică rămâne de văzut cum e. Sesizează și propune măsuri de Înlăturarea deficienților din activitatea de poliție. Da? Deci, practic, această autoritate, pe de o parte, strânge toate instituțiile teritoriale, locale, județene, care au legătură cu ordinea publică. Da? Evident, pilonul central este Poliția Română. Dar în același timp acest, această autoritate are și printre atribuții și propunerea și sesizarea de în primul rând sesizează ce se întâmplă dacă se întâmplă ceva care nu este în regulă cu activitatea poliției da? și propune măsuri de remediere a deficiențelor în așa fel încât poliția română să, cum să, spun, să mă rog, activitatea poliției române să fie în slujba comunității, așa cum scria și mai devreme. În felul acesta ar trebui să, să înțelegeți acest punct B. Face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Da? Uh asta nu înseamnă că, cum să spun, îți dau, cum să spun, îți dau soluția în plic, da? pentru anumite dosare. Da? Deși s-ar putea interpreta în mod răuvoitor și în felul acesta. Nu despre asta este vorba. E vorba despre fenomene. Da? Despre fenomene, nu despre cazuri particulare. Bun. Organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile non-guvernamentale, asociații și fundații, cu ONG-uri. Da? Deci, vedeți, această autoritate, teoretic, ar trebui ca să lucreze împreună cu ONG-urile și cu comunitățile locale, în așa fel încât de acolo, de la comunitățile locale, de la ONG-uri, să vină un feedback în legătură cu ordinea și siguranța publică și cu ceea ce se poate face mai mult în legătură cu asigurarea acestor um, acestor servicii, să zicem, da? de ordine și siguranță publică. Da, Prezintă trimestial informări în ședințele Consiliului Județean sau Consiliului General da? și, după caz, asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității. Da, practic este un raport despre propria activitate, da? pentru că, practic, aceste lucruri țin de atribuțiile directe ale acestei autorități. În fine, eliberează anual, elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de poliție care se dă publicității. Da? Asta în, și în ideea punctului B, parcă, da? că se sizează și propune măsuri de înlăturare a deficienților din activitatea de poliție. Da? Subsecvent punctului B este punctul F, da? Anual elaborează acest raport. În așa fel încât, încă o dată vă spun, deși nu scrie legea, dar ăsta este Spiritul, nu scrie așa, ca atare, dar acesta este Spiritul, în așa fel încât activitatea poliției să vină cât mai mult în întâmpinarea uh, nevoilor comunității. Și nevoilor comunității mă refer la nevoi de siguranță și ordine publică. Da? Astfel încât comunitățile să se simtă în siguranță. Ăsta este, cum să spun, până la urmă, rolul, unul dintre rolurile fundamentale ale poliției. Da? În așa fel încât comunitatea să desfășoare activitatea nestingerită, da? fără, fără teamă, fără frică. Bun. Autoritatea teritorială de ordine publică se se întrunește în ședințe ordinare, adică obișnuite sau extraordinare. Da? Trimestrial, sau de câte ori este nevoie? Trimestrial sunt ședințele ordinare, da, și în, 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 pentru că sunt ședințe prestabilite, și extraordinare ori de câte ori este nevoie. La ședințele acestei autorități, da, au dreptul să participe cu statut de invitat. Ce înseamnă asta? Că poate să se uite, dar nu. Da, deci poate să participe. Dar uh, nu poate, poate să-și exprime un punct de vedere, dar nu are drept de veto. Asta înseamnă statut de invitat. Prefectul Municipiului București, am văzut că este membru de drept în această autoritate sub prefectul, da? Dar prefectul poate să vină. Primarul general, uh, șeful consiliului șeful Jude... mă rog, președintele Consiliului Județean, dar și conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor, da? De ce? Pentru că, la un moment dat, în această activitate de ordine publică ar putea să fie implicați sau ar putea să fie impactați, în sensul că există un impact al activității de ordine publică asupra anumitor altor categorii de instituții sau de servicii locale. Pot să mă gândesc la Direcția Județeană de Tineret și Sport. Da? care face un, organizează un eveniment mai mare. Ei, acest eveniment mai mare evident că are nevoie de implicarea forțelor locale de ordine în așa fel încât să asigure securitatea acelui eveniment, da? În sensul acesta trebuie interpretat ceea ce am discutat un pic mai devreme. Iar, sau privit din cealaltă perspectivă, da? practic un asemenea eveniment ar putea să tulbure liniștea și siguranța și ordinea publică și atunci această autoritate și în special poliția au tot interesul să colaboreze în îndeaproape cu aceste mă rog, servicii de concentrate în așa fel încât să nu fie pusă în pericol ordinea și siguranța publică. Bun. Ședințele autorității teritoriale Pot fi și publice. Asta înseamnă că nu este obligatoriu să fie publice. Și de ce nu este obligatoriu să fie publice? Nu cumva se încalcă dreptul la liberă, la, uh, liberă informare? Da? Dreptul la informare? Se încalcă acest drept pentru că ele pot fi publice, dar și secrete? Nu. De ce? Pentru că nu pot dezvălui anumite exact. informații. Exact, cu exact. Cu pentru că... Înc pentru că, inclusiv, Constituția prevede excepții de la acest drept de informare publică în anumite situații, printre care și atunci când vorbim despre siguranța și securitatea națională. Da? Bun. Foarte corect. Mulțumesc pentru răspuns. În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri. Cu caracter de recomandare. De ce cu caracter de recomandare? Pentru că spuneam mai devreme că această autoritate are rol consultativ. Da? Și dacă are rol consultativ, evident că hotărârile au caracter de recomandare. Nu pot să uh, impună ceva. Da? Bun. E un fel de. Dacă vreți, e un fel de sfat al bătrânilor format din reprezentanții instituțiilor locale și descentralizate. Autoritatea de ordine publică nu are competențe în problemele operative ale poliției. Exact ce vă spuneam mai devreme. Deci nu poate să vină cineva din această autoritate publică sau nu poate să emite o hotărâre în care. Să se implice în mod direct în modul de soluționare a diferitelor dosare, a diferitelor cercetări și așa mai departe. Da? Deci, nu. Ceea ce discutam mai devreme, încă o dată vă spun, este la nivel de fenomen. Adică, doamne s-a constatat că e un fenomen infracțional în rândul populației școlare, să zicem. Da? Din diverse motive. Da? Sau crește consumul de substanțe interzise la nivelul școlilor. Bun, și atunci da, luăm niște hotărâri cu caracter de recomandare, însă poliția aplică acele lucruri sau își face sau ține cont de aceste recomandări sau de toate sau de o parte dintre ele sau de niciuna, dar, cum să spun, abordează fenomenul respectiv și încearcă să îl, îl reducă și să-l aducă sub control. Asta înseamnă, de fapt, probleme operative ale poliției. Deci nu poate să vină această autoritate și să spună ție cum să-ți faci treaba, ție... Ion Gicu, da? care ești, nu știu, agent, da? nu are cum să vină să-ți să, facă, să spună lucrul ăsta, pentru că, practic, ar fi o imixtiune în activitatea operativă a poliției, da? iar această autoritate nu are competență. Lucrurile sunt foarte clare. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că, la un moment dat, pot apărea presiuni din partea politicului, pentru că, evident, majoritatea celor din această autoritate, membrilor acestei autorități, sunt oameni politici, sunt acolo puși pe criterii politice, sunt aleși de către cetățeni pe criterii politice și așa mai departe. Da? Și atunci ăsta e motivul pentru care se specifică în mod clar acest lucru, ca nu cumva să se întâmple da, vreun abuz sau dacă există tendința din partea vreunuia să se comit abuzuri în acest sens, da? Voi sunteți protejați de această prevedere. E foarte important, da? Vedeți că ceea ce discutăm noi nu e doar pentru a lua un examen. Ceea ce discutăm noi este pentru, pe termen lung pentru activitatea voastră când veți ajunge, polițiști și jandari. Bun. Cheltuielile necesare pentru desfășurarea a, 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 activității a Autorității Teritoriale de Ordine Publică se suportă din, din bugetul municipiului București sau din bugetul Consiliului Județean, da? Bun. 21. Regulamentul de organizare și funcționare a unității teritoriale de ordine publică se aprobă prin hotărârea guvernului la propunerea Ministerului Afacerilor Interne și aici e foarte important că apare pe lângă MAI Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației da? Deci, Ministerul de Interne la propunerea. De ce? Pentru că Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației da, are rol și competențe în zona aceasta de uh, organizare administrativ-teritorială, da? de organizare a. Uh, județelor, localităților și așa mai departe. Și atunci trebuie să fie o conlucrare foarte bună între aceste două ministere. Da? Pentru că asta se întâmplă în cadrul acestei autorități. Da? Sunt implicate și alte autorități care nu țin de Ministerul Afacerilor Interne. Da? Ați înțeles și acest lucru? Asta este o prevedere tranzitorie. Da? 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Da? În termen de 60 de zile trebuie să se emită această hotărâre a Guvernului, da? ca, a, ca această lege să poată să fie pusă în aplicare. Uh, nu cred că veți avea. E posibil să fie o grilă și de genul acesta, dar eu nu cred că veți avea, pentru că este o dispoziție care se aplică o singură dată. Da? Așa, în termen de maxim 60 de zile de la publicarea. Legii respective după care nu mai este operabilă această um, prevedere Ăsta da? este sensul și de aceea vă spun că nu cred că se va da un, uh, o grilă de genul acesta Dar ca să rețineți ca idee 60 de zile de la intrarea în vigoare Bun, întrebări până aici În legătură cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Nu Perfect. Lucrurile sunt uh, destul de clare. Trebuie să vi le mai fixați, așa un pic. Bun. În plan teritorial, unitățile de poliție cooperează cu. Da? Deci, raporturile dintre poliție, autoritățile administrației publice locale. Da? Deci, colaborează cu ce? Păi cu prefecții. Da? Vă spuneam deja în uh, seriile trecute. Că prefectul are un rol foarte important, este reprezentantul guvernului în teritoriu, da? Deci e normal ca unitățile de poliție să colaboreze cu prefecții. Colaborare înseamnă că fiecare își face treaba pentru care este numit și plătit, da? Dar fac treaba împreună, sincronizat. Nu trebuie înțeles acest, această prevedere în sensul că se pot amesteca unii în ciorba celuilalt, da? că poate să vină prefectul și să spună, bă, știi, dosarul cu tare, pune și tu pe sub masă, bagă. Deci asta este trafic de influență, este faptă de corupție și se pedepsește penal, da? ca să știți. Autoritățile administrației publice locale, evident că poliția lucrează cu autoritățile administrației publice locale. Evident că lucrează cu autoritățile judecătorești, da? adică judecătorii la nivel de municipiu și ce anume, la, tribunal la nivel de județ da? sau chiar curte de apel cu serviciile publice de concentrate ale ministerelor, da? exact, da? cu partenerii din Componența acelei autorități teritoriale, practic, da? și cu reprezentanți ai comunității. Bun. Aici nu scrie în lege, dar eu vă spun din practica de poliție: poliția cooperează inclusiv cu instituțiile de învățământ, da? pentru că instituțiile de învățământ au nevoie de protecție din partea poliției și în același timp instituțiile de învățământ pot să fie uh, uh, zona sau pepiniera pentru, uh, în, în fine, în spațiul în care se pot întâmpla anumite uh, infracțiuni, contravenții sau poate să fie chiar uh, zona de proveniență a anumitor persoane cu activitatea infracțională, pentru că există și criminalitatea juvenilă, da, infracționalitatea juvenilă, adică a celor care sunt sub 18 ani. Și știți foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta de la cămătărie, trafic și consum de droguri până la tot felul de alte infracțiuni de genul ăsta, infracțiuni referitoare la persoană. Bun, în vederea înființării unor noi unități, secții, birouri sau posturi de poliție, da? Vor fi consultate Consiliul General, Consiliile Județene și Consiliile Locale ale Municipiilor, orașelor sau comunelor, da? De ce? Tocmai pentru că acestea deservesc comunitatea, da? Ele deservesc comunitatea, dar în același timp sunt administrate, sunt gestionate, activitatea este condusă de către. Poliția Română. Da? Dar pentru că Poliția Română oferă, practic, servicii comunității, evident că trebuie să fie consultați ce? consultate autoritățile care conduc acele comunități, la nivel de județ, oraș, mă rog, comună și așa mai departe. Da? Care vor pune la dispoziție spațiile necesare funcționării acestora. Da? Deci nu este de datoria Ministerului de Interne sau uh, Poliției Române să facă rost de uh, spații, ci comunitatea care are nevoie de serviciile poliției române trebuie să pună la dispoziție spațiile. Da? Asta e o prevedere foarte importantă pentru că în felul ăsta uh, se fluidizează foarte mult înființarea de noi structuri ale poliției. Pentru că, al ne-am lovit tot timpul de buget. Da? Pentru că nu semnează nu știu cine de la București, dar așa, practic, se, e, e mult mai e mult mai ușor de înființat structuri teritoriale ale poliției. Da? Ceva de genul, pă, ai nevoie, ok, punem măcar la dispoziție un spațiu, că eu vin cu infrastructura mea proprie, vin cu personalul, eu îmi suport cheltuielile, respectiv poliția română, dar... Contribuie și tu cu ceva și mi se pare absolut firesc, da? pentru că până la urmă este o activitate în comun și atunci trebuie să fie și pentru beneficiul comunității și atunci trebuie să participe și comunitatea cu ceva, da? respectiv cu spațiile. Plus, evident, taxe și impozite locale, care o parte dintre ele da? se vor duce inclusiv în bugetul Poliției Române, în mod indirect, evident. Bun. Da. Șefii, da, Direcțiilor Generale de Poliție, Inspectoratelor de țene, da, Poliției Municipale, Poliției Comunale, da? Ce fac? Deci, toți șefii acestor structuri teritoriale de poliție prezintă informări anuale, da? Asta ține de transparența activității poliției și este foarte important. Și aceste informări sunt la nivel statistic. Deci nu vorbim despre dosarul cu tare sau persoana cu tare sau l-am prins pe cutare, nu. Vorbim de, nu știu, a, în, de, anul respect, în, da, în anul 2021, Poliția Română din Caracal are, are următoarea activitate: a efectuat 1250 de controle rutiere, a sancționat 431 de șoferi contravenționali. A deschis cinci dosare penale pentru infracțiuni la legea circulației și așa mai departe. Deci, lucruri generale, statistice și nu cu nume și prenume, nu referitor la persoane, da? În fața cui prezintă aceste informări? Păi, în fața autorităților, autorității teritoriale de ordine publică, normal, da? În fața Consiliului General al municipiului București sau Consiliului Județene, în fața Consiliului Municipal, Eurășenului sau Comunale, depinde de nivelul uh, fiecăruia. Deci, uh, practic, uh, șeful poliției sau șeful de post dintr-o comună nu prezintă informarea în fața Consiliului Județean, ci în fața Consiliului uh, Comunal, da? la, nivel, la nivelul la care este acea uh, unitate teritorială a poliției române. Bun, da? și prezintă informări și eventual da, referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice. Da? Cu alte cuvinte, am făcut prevenție, astea sunt activitățile de prevenție, astea sunt rezultatele și așa mai departe, da? dar am făcut și ce anume, mă rog, cercetări, dosare și așa mai departe. Da? Adică am încercat să previn infracțiunile sau contravențiile, dar în același timp atunci când am constatat contravenții sau uh, uh, infracțiuni, am luat măsurile legale necesare. da? Cu alte cuvinte, acest, uh, această informare anuală e, un... e ca, ca și cum aș spune, doamne, mi-am făcut datoria și uite cum mi-am făcut datoria față de comunitate. Bun. Șefii unităților prevăzute la aliniatul 1, da? mai sus, adică, informează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. da? De data aceasta, prefecții, primarul, da, general, președinții Consiliului Județene și primarii orașelor, comunelor și așa mai departe, da, despre ce informează trimestrial? Despre evoluția fenomenelor antisociale și modul în care au fost îndeplinite sarcinile pe plan local. Exact ce vă spuneam un pic mai devreme, doar că aici e, spus cu alte cuvinte, da? Dar ideea este aceeași, da? Bun. Articolul 24. Unitățile teritoriale de poliție cooperează cu, da? Și aici este important, consiliile locale, cu primarii, normal, da? De ce cu consiliile locale și primarii? Vă spuneam că primarul este un fel de prim-ministru, da? El, există, el execută, este funcția executivă la nivel local. Iar consiliile locale sunt, e ca și cum ar fi Parlamentul local, da? Mă rog, Parlament, sper să înțelegeți. Local, da? Practic este legislativul. Mă rog, Lativul. Da? Sunt hotărâri ale Consiliului Local care trebuie puse în aplicare. Sunt strategii ale de dezvoltare pe care. Primarul le propune, dar Consiliul Local le votează și așa mai departe. Da, Dar am făcut această paralelă cu autoritățile, cele două instituții fundamentale ale statului, respectiv uh, guvernul, primul ministru da? și uh, uh, parlamentul, în așa fel încât să înțelegeți care este rolul primarului și care este rolul Consiliului Local sau Consiliului Județean la nivel de uh, unitate teritorială, da? municipiu, oraș, comună. Da? Deci, cooperează cu aceștia pentru îndeplinirea hotărârilor sau dispozițiilor scrise ale acestora, emise în limita competențelor în domeniul ordinii publice, da? Deci, vedeți că, da, poliția trebuie să îndeplinească, este obligată să îndeplinească anumite hotărâri sau dispoziții ale Consiliului Local și, ale prima, și dispoziții ale primarilor, da? Dar atenție, nu orice dispoziție. Deci, nu acele dispoziții abuzive, ci dispozițiile care intră în limita competențelor din domeniul ordinii publice. Punct. Ați înțeles? Bun. În regulă. În cazuri justificate de evenimente deosebite între autoritățile administrației publice locale da? și unitățile de poliție, da? Se pot încheia protocoale în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor poliției. De ce? Pentru că, iarăși, vorbim despre un uh, serviciu comunitar pe care poliția română îl oferă comunităților locale, da? prin, uh, prin unitățile teritoriale, uh, dar vorbim și de sprijinul pe care comunitatea locală îl dă poliției în îndeplinirea atribuțiilor ei. Da? Și atunci, aceste protocoale, asta înseamnă, de fapt. Bun. Dacă poliția nu își îndeplinește responsabilitățile pe baza protocolului încheiat, administrația publică se poate adresa organului superior de poliție. Cu alte cuvinte, se pot duce la uh, Inspectoratul Județean de Poliție cu pâra, între ghilimele. Evident că nu cu pâra, da? pentru că e o uh, prerogativă uh, legală. Da? Apoi pot spune, domnule, nu și-au îndeplinit atribuțiile, uh, nu se ocupă cum ar trebui să se ocupe de fenomenul infracțional. De faptele antisociale și așa mai departe, da? Și atunci poate să fie trimis da, un control la postul de poliție respectiv, da? Sau la uh, unitatea de poliție teritorială de la Județ, respectiv de la IGP, IGPR uh, la Județ, dacă e cazul, da? În așa fel încât să se vadă care sunt uh, uh, deficiențele activității de poliție și evident ele trebuie să fie rezolvate. Bun. Acesta este capitolul 3 și este ultimul capitol pe care îl mai facem în seara aceasta. De ce? Pentru că deși nu se specifică niște articole, da, practic cu acest capitol da, se termină modul de organizare, funcționare și atribuții ale poliției române. Sfatul meu este să învățați tot, să vă uitați și mai încolo, da? dar noi ne vom opri în seara asta cu predarea aici. Da? Urmând conform voturilor 91 la 56, să facem prima lecție de logică, să o facem sâmbătă. Bine? Bun. Întrebări până aici? Nu. Poftim? Te rog. Inspectoratul General al Poliției, practic, este același lucru cu Inspectoratul Județean Inspectoratul de Poliție, nu? Așa cum am spus, cred că data trecută, da, Inspectoratul General al Poliției este structura de conducere centrală. Mai sus de atât nu se poate. Într-un fel, într-adevăr, într-un fel, da, este cumva omologul de la eșalonul superior al Inspectoratului Județean de Poliție. Dar nu e doar atât, este mult mai mult. da. O să te rog să te uiți în ce am predat în seriile trecute în legătură cu uh, activitatea poliției române, cu structura poliției române, cu IGPR și așa mai departe. E data trecută, ce am făcut data trecută. Nu a seara, la altă seară. Bine? Cu drag. Cu drag. Bun. Poliția română are următoarele atribuții. În primul rând, apără. Ce apără? Viața, integritatea corporală, libertatea persoanelor, da? Și aici ce facem? Ne gândim la combaterea infracțiunilor de omor, da? Combaterea infracțiunilor de vătămare corporală, da? Integritatea corporală. Libertatea persoanelor, da? Infracțiunea de privare de libertate trafic de carne vie și așa, trafic de persoane, nu trafic de carne vie, trafic de persoane și așa mai departe, da? Proprietatea privată și publică, adică a, a, infracțiunile de furt, da? Din avutul public, din avutul privat. Poftim? Am întrebare, în scuze. Da, te rog. Acolo la integritatea corporală, n putea fi și de tâlhărie. Exact asta voiam să vă spun. La integritatea corporală și proprietate, aici avem tâlhărie. Eu vă dau exemple ca să înțelegeți un pic mai bine, adică să faceți o priză cu ce se întâmplă în realitate, adică să, să vă pun în oglindă legea cu realitatea. Da? Dar acestea sunt doar niște exemple. Nu înseamnă că totul se restrânge la, doar la aceste tipuri de infracțiuni. Da? Celelalte drepturi și interese legitime ale cetățenilor și comunității, da? Și vorbim încă o dată legitime. Legitime înseamnă că ele au dreptul la așa ceva, conform Constituției și conform legilor țării. Da? Bun. Ați înțeles asta? Și cum apără? Cum apără? Apără prin două feluri. dată prin prevenție da? și prin sancțiuni. Poftim? Da, și prin sancțiuni, da. Exact. Da? Cu alte cuvinte, patrulează în zonele locuite, da? Sau au tot felul de activități de prevenție, prin școli, în mai știu eu pe unde, da? Dar, în același timp, în momentul în care sunt plângeri, da? Ale încălcării sau plângeri legate de infracțiunile, legate de persoană, da? Acestea și nu numai. Că vorbim de proprietate aici, vorbim de proprietate privată, da? Vorbim de persoană sau publică. Și la proprietate privată putem să vorbim de proprietate privată persoanelor, a persoanelor juridice, da? Bun. Și, da? partea de sancționare, cercetare și sancționare a faptelor penale sau contravenționale. Bun. Pe de altă parte. Aplică măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Ce vă spuneam un pic mai devreme? Aplică măsuri, da? Pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și a terorismului. De identificare și contracararea acțiunilor elementelor care atentează la. Iarăși, viață, da? Libertate, sănătate integritatea persoanelor, a proprietăților private, precum și a intereselor legitime ale comunității. Practic se reia sub o altă formă ceea ce am spus mai devreme. Bun. Identificarea și contracararea acțiunilor, elementelor. Deci asta este partea uh, practic de uh, și de prevenție, dar e prevenție de ultimă, uh, de ultim minut să zicem, da? în sensul că am identificat anumite acțiuni, anumite infracțiuni sau Iminența unor infracțiuni și acționez ca aceste infracțiuni să nu se întâmple. Da? Dar și dacă se întâmplă, practic, cercetez și sancționez acele și trimit în judecată, evident, mă rog, trimit în judecată, adică trimit către magistrați, către procurori, dosarele respective. Da? Viața, libertatea, sănătatea, aici n-am discutat, dar, vedeți, în timpul pandemiei, care, în fine, cel puțin din perspectivă legală a trecut că nu mai suntem în, nici măcar în stare de alertă. Știți foarte bine că voi, mă rog, poliția era implicată în identificarea, în găsirea persoanelor care sunt, erau bolnave de COVID, și plecau din spital, da? Și trebuia să-i aducă înapoi. De ce? Pentru că puneau în pericol sănătatea persoanelor, da? Iarăși, în momentul în care uh, evadează un deținut, poliția iarăși intră în alertă și încearcă să-l identifice și să-l ducă înapoi în uh, închisoare. De ce? Pentru că, da? Poate fi pusă viața, libertatea sau integritatea persoanelor, pot, pot fi puse în pericol aceste lucruri sprijină unitățile de jandarmerie, da, cu informații pentru asigurarea sau restabilirea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, a tot felul de activități culturale, sportive și așa mai departe, exact cum vă dădeam exemplu un pic mai devreme, nu insist. 4. Asigură direct sau în cooperare cu alte instituții, da? C. executarea controalelor tehnice și intervențiilor pirotehnice. Da? Pirotehnice însemnând tot ce are explozibil, asta înseamnă pirotehnic, da? Pirotehnic înseamnă explozibil, da? Iar aici vorbim despre inclusiv petarde, evident, cartușe, arme de foc, da? Și așa mai departe. Deci tot, tot ce poate să explodeze, inclusiv artificiile, da? pentru prevenirea, descoperirea și neutralizarea dispozitivelor explozive, exact ce spuneam mai devreme, da? radioactive, nucleare, chimice sau biologice. Da? Deci aici vorbim inclusiv la zona asta de, putem vorbi și de produse, dar inclusiv putem să vorbim despre arme de genul acesta. Da, amplasată în scopul tulburării ordinii publice sau vătămării integrității corporale a sănătății persoanelor sau provocarea de daune proprietății publice sau private. Nu știu, o explozie care poate să le cuprindă pe toate. Poate să omoare oameni, poate să distrugă bunuri și așa mai departe. Da? Cam cum vedeți prin filme. Da? Deci, practic, și de ce zice aici direct sau în cooperare cu alte instituții? Pentru că în uh, aceste tipuri de spețe, Intervin și serviciile secrete, respectiv SRI-ul. Da? Știți foarte bine: când se descoperă o bombă, da? Este, poate să fie implicată și brigada SRI, da? Pentru uh, investigații. Pentru că una e, uh, nu știu, o bombă din al doilea război mondial care a rămas neexplodată. Atunci vine serviciul pirotehnic și se ocupă de ea. Dar alta este când vorbim despre, poate despre o bombă artizanală și atunci se implică SRI-ul tocmai în ideea în care să poată să identifice alte pericole da? și prin activitățile specifice să ajute poliția în identificarea persoanelor respective și tragerea lor la răspundere conform legii. Bun. Desfășoară activități de negociere și asigură intervenția pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate în mod legal. Adică ceea ce s-au căcâit să facă și au dat-o în bară rău de tot la uh, onești, spre exemplu. Da? Ei, asta ar fi trebuit să facă. Să negocieze, să asigure intervenția da? pentru a elibera persoanele private de libertate, da? Pe de altă parte, pentru imobilizarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc. Da, e un nebun în piața publică și trage cu pistolul în aer. Poliția ce trebuie să facă? Trebuie să-l imobilizeze. Adică să, uh, cum să spun, să uh, îl pună în situația de a nu mai fi o threat, uh, o o amenințare așa, da. Nu venea în română. O amenințare la adresa celorlalte persoane. Da? Sau neutralizare. Asta înseamnă inclusiv să ucizi. E o formă drăguță de a spune, a ucide, da? O persoană. Pentru că dacă nu, nu răspunde la somații, nu poți, este foarte violentă persoana respectivă. Poate, Doamne ferește, a tras în populație. Da? Chiar dacă nu a rănit pe nimeni, dar a tras. Ei, în acel moment și nu se supune somațiilor și așa mai departe, îl, și nu-l poți imobiliza, e, e clar, da? Atunci poți să-l neutralizezi. Și neutralizare înseamnă, în cel mai rău caz, uciderea persoanei respective, dar nu neapărat și nu este prima opțiune, pentru că neutralizarea, în principiu, înseamnă acela, aproape același lucru cu imobilizarea. Adică, nu știu, să-i tragi în mână, în picior, în așa fel încât să nu, să, da, să urle de durere, să nu mai poată să, să facă ce făcea până atunci și să îl poți imobiliza. Da? Dar dacă pune în pericol în continuare, da? Ți ajunge la uh, uciderea acelei persoane. Asta e. Adică, persoane, acelui infractor. Pentru că vorbim despre. Calitatea persoanei aici, și anume aceea de infractor care pune în pericol uh, viața altor persoane. Ați înțeles-o și pe asta? Da. Da. da? da. Uh, pare dur ceea ce vă spun, dar uh, despre asta e vorba în munca voastră. Adică și despre asta este vorba în munca voastră. Adică se poate ajunge și acolo. Ăsta e motivul pentru care e nevoie să aveți sânge rece. Ăsta e motivul pentru care aveți nevoie de condiție fizică. Ăsta e motivul pentru care, cum să spun, trebuie să aveți un anumit profil psihologic, pentru că, alminter, nu faceți față. Cum vă spuneam și ieri, în, în, în discuția despre testul psihologic. Dacă tu nu ai o stăpânire de sine foarte bună, dacă tu ești vulnerabil emoțional, te precipiți, da? Poți, nu știu, să-l împuști din prima. Da? Și atunci să încalci regulamentele militare și să suporți consecințele, pentru că nu ai făcut, n-ai tras în plan vertical, nu ai făcut da, toată procedura, n-ai îndeplinit toată procedura. Sau, din cauza ezitării tale, că nu te poți implica emoțional, pentru că nu te simți suficient de puternic, de stăpân pe tine, și când zic puternic, mă refer atât la băieți cât și la fete. Pentru că, din punctul acesta de vedere, nu e nicio diferență. Iar eu ă, știu persoane, femei, da? Și în poliție și în armată, da? care ă, sunt, cum să spun, niște soldați din punctul ăsta de vedere, niște soldați extraordinari, adică sunt niște oameni care nu au, ă, nu au niciodată ezitarea în a acționa și acționează foarte eficient, foarte precis, da? Fără a fi neapărat niște zdrahoni sau zdrahoance dar au această stăpânire de sine, au acel sânge rece și, evident, pregătirea tactică necesară pentru a îndeplini respectivele misiuni sau atribuții. Deci, e foarte important, cum vorbeam și data trecută, mindset pe care îl faceți. Nu o să faceți asta în fiecare zi. Poate o să se întâmple o dată în viață, poate nu o să se întâmple deloc. Dar dacă, Doamne, ferește, se întâmplă. Voi trebuie să puteți fi în stare să gestionați acel moment, acea situație. Da? Bun. De asta în mod normal ar trebui să se întâmple uh, trageri, tot felul de antrenamente, antrenamente fizice, autoapărare și așa mai departe, ceea ce veți face pe întreg parcursul vieții voastre de polițist. Revenim. Desfășoare activități specifice, conform competențelor, da? potrivit competențelor, stabilite din le prin lege ca reacție la acte de terorism iminente da? sau în desfășurare. Și ce face? Ați văzut? Împiedicarea sau limitarea efectelor acestuia. Da? Când intre poliția, v-am mai dat exemplul ăsta. Da? E un... sună un tâmpit la 112 și spune că a pus o bombă, nu știu unde, în mol. Atunci vine poliția și poliția ce face? Da? Este un posibil act de terorism iminent sau poate chiar în desfășurare, poate chiar a explodat o bombă și atunci ce face? În primul rând, poliția îndepărtează cât mai mult persoanele civile de acel loc. Ați văzut și când au fost atentatele teroriste în afara țării noastre, ați văzut că poliția ce făcea? Nu îi lăsa să treacă și le spunea să, să îndepărteze cât mai mult. De ce? Ca să nu mai fie nicio persoană civilă în locul acela, da? Să aibă libertatea de a acționa împotriva uh, acelor uh, teroriști sau infractori, da? Sau potențial infractori. Bun, și evident ai scoate de sub pericol pe cei din populația civilă. Da? Pentru neutralizarea, asta e altă chestie, pentru neutralizarea acțiunilor agresive și sau a mijloacelor utilizate de teroriști. Da? Exact ce spuneam. Întrebări aici aveți? Nu. Nu. Acum, poate unii dintre voi cred că sunt un pic mai dur. Poate unii dintre voi cred că vă sperii. Nu știu dacă ăsta este cazul sau nu. Nu știu dacă e cineva printre voi care crede lucrul ăsta. Dar datoria mea este să vă spun cu ce vă veți confrunta. Sau cu ce este posibil să vă confruntați și trebuie să fiți pregătiți. Știți? că până la urmă și armata, și poliția, și jandarmeria se pregătesc pentru tot felul de evenimente pe care nu și le dorește nimeni. Da? Dar dacă se întâmplă, trebuie să fim pregătiți. No. Da, deci când mergeți către zona asta de poliție, de jandarmi, nu vă gândiți că e doar salariu uh, sigur, nu vă gândiți că e doar un post uh, din care ieșiți, pe la 40-50 de ani, la pensie. Nu vă gândiți doar la beneficii. Gândiți-vă și la ceea ce trebuie să faceți, da? și la efortul constant pe care trebuie să-l depuneți în pregătirea voastră, și la faptul că aveți niște atribuții pe care trebuie să, le, să vi le îndepliniți, și la faptul că sunteți puși în pericol, da? uh, voi. Poate chiar familia voastră la un moment dat, da? Deci sunt și riscuri, nu sunt numai beneficii. Și pentru a putea gestiona acele riscuri, trebuie să fii foarte tare din punct de vedere psihic, în primul rând, da? Și apoi din punct de vedere fizic, da? Ca să puteți face față acestor potențiale amenințări sau să vă puteți îndeplini misiunea pentru care sunteți în slujba țării. Bun. Avizează, controlează, da? Înființarea societăților private de detectiv, pază, supraveghere și gardă de corp. Da? E foarte important. De ce? Pentru că aceste tipuri de uh, activități, de societăți comerciale private, interacționează sau pot, uh, pot interfera cu activitatea poliției, da? Și atunci este foarte important ca aceste activități să nu scape de sub control. Spre exemplu, sub cupola unei societăți, de, unei firme de detectivi privați, poate să se afle, de fapt, o activitate infracțională în care, nu știu, sunt plătiți, spre exemplu, pentru compromiterea anumitor persoane, pentru invadarea și încălcarea dreptului la viață privată, spre exemplu. Da? Nu știu, eu mă cer cu un partener de afaceri și pun un detectiv ca să-mi producă tot felul de dovezi compromisătoare, evident, cu încălcarea legii. Ei, ca lucrurile acestea să nu se întâmple, evident că poliția trebuie să fie cu ochiul pe ei. Când vorbim de pază, supraveghere și gardă de corp, aici iarăși există un potențial infracțional. Eu, eu nu zic că da, orice activitate de genul acesta are acest potențial uh, infracțional, dar se poate întâmpla. Și au fost, prin anii 90 și chiar 2000, erau tot felul de societăți de pază și protecție, care, de fapt, erau fie recuperatori, da? Dar sub umbrelă uh, legală, fie pur și simplu uh, făceau uh, activități din asta de, de protecție, dar protecție în, uh, în sens uh, infracțional, da? Adică veneau și își cereau taxă de protecție, da? Nu plăteai taxă de protecție, era nasol. Da? Și atunci e foarte important ca poliția să avizeze și să controleze aceste activități. Culege informații da? în vederea cunoașterii, prevenirii și combaterii infracțiunilor, precum și alte fapte ilicite. Da? Deci, cu alte cuvinte, poliția nu doar că sancționează, previne, da? dar are și o anumită componentă de activitate. Informativă, da? Dar activitatea informativă pentru activitatea proprie, da? Deci pentru propriile activități, nu așa cum sunt serviciile secrete, spre exemplu. Bun. Realizează activități de prevenire și combatere a corupției, a criminalității organizate, da? Economico-financiare, a celei transfrontaliere, a infracțiunilor în domeniul informatic și a crimei organizate, da? Deci, inclusiv are competențe în combaterea și prevenirea, da? Corupției, da? criminalității economico-financiare. Am povestit în, datele, datele trecu, în data trecută despre așa ceva, a da? celei transfrontaliere, adică infracționalitatea care excede spațiul teritorial românesc, da? în colaborare, evident, cu instituțiile din alte țări, a infracțiunii în domeniul informaticii, care pot să fie legate inclusiv de activitatea criminală economico-financiară cu carduri clonate, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, da? Și a crimei organizate în general. Crima organizată ce înseamnă? Înseamnă că, cum să spun, este o activitate... Uh, nu e activitate întâmplătoare, ci o activitate planificată, organizată, da? în care se constituie un grup infracțional, da? adică sunt mai mulți oameni implicați și care se coordonează Uh, unii pe alții, da, coordonează împreună această activitate uh, de crimă organizată, care, de regulă, este și transfrontalieră. Bun. Desfășoară activități pentru constatarea faptelor penale, da, și efectuează cercetări în legătură cu acestea. Practic, punctul 10 este ceea ce știe marea parte a oamenilor despre activitatea de poliție. Bun. Asigură paza și funcționarea locurilor de reținere de arest preventiv, da? din cadrul uh, unităților de poliție. Cu alte cuvinte, vorbim despre arest. Da? Deci, poliția are uh, această atribuție, obligație de uh, a preveni fuga din arest, din arestul poliției. Da? Constată contravenții, aplică sancțiuni contravenționale potrivit legii. Da? Cele mai cunoscute sunt cele contravențiile legate de codul rutier, spre exemplu. Asigură protecția martorilor, da? A informatorului, a colaboratorului și a victimei în condițiile legii. Da? Cu alte cuvinte, la un moment dat, colaboratorul, informatorul sau martorul poate să fie, de presupusul infractor, poate să fie intimidat sau poate chiar să fie amenințat, iar amenințarea este infracțiune. Există infracțiunea de amenințare. Și amenințare nu înseamnă că, bă, te dau în judecată, aia nu e amenințare. Pentru că este o chestie legitimă pe care o poate face orice om. Deci aia nu e amenințare. Amenințare este, bă, vezi ce ți fac eu, vezi ce, nu știu, cu da, copiilor, lui nevastă lui iubitul, să vezi ce vă fac, da? Că îți iau gâtul, că, nu știu, îți dau foc la casă și tot felul de lucruri de genul ăsta. Ăstea sunt amenințări, da? Bun. Asigură protecția polițiștilor, a magistraților și a familiilor acestora. Da? Exact ce vă spuneam. Că la un moment dat, poate chiar voi și familiile voastre ar putea să fie amenințate de către vreun infractor. Da? Și atunci poliția are această obligație de a vă proteja pe voi și pe familiile voastre. În ce caz? În care viața, integritatea corporală sau avutul, casa și așa mai departe sunt supuse unor amenințări da, precum și a conducătorilor autorităților străine cu atribuții în domeniul afaceri interne sau de justiție aflați în România în viste oficiale sau în misiune. Deci pe de o parte protejează personalul propriu și familiile acestora dar pe de altă parte inclusiv cei din afară care sunt aflați în misiune în zona asta de afaceri interne și justiție. Bun. Dacă vorbim, spre exemplu, de uh, uh, înalți oficiali ai altor state, acolo este misiunea SPP-ului de protecție, da? Serviciul de protecție și pază. 15. Desfășoară activități de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, da? Executării pedepselor sau altor hotărâri judecătorești, precum și a persoanelor dispărute, da? Deci, dacă eu am fost condamnat sau nu am fost condamnat, dar sunt în cercetare și am dispărut, am plecat, din țară, da, trebuie să pună în mișcare anumite mecanisme, da, să mă dea în uh, urmărire, inclusiv prin telpor, dacă este cazul, da, deci, bun. Sau în cazul în care uh, pedepsa a fost uh, uh, deja dată, da, uh, și trebuie executată și fuge, iarăși, da, sau a altor hotărâri judecătorești, inclusiv mandatele de aducere. Tot poliția vine, îți bate la ușă și zice, domnul Cutare, vă rog frumos, e nevoie de dumneavoastră, dar sau trebuie sunteți obligați să participați la, în procesul Cutare, da? pentru că ați fost uh, citat. Precum și a persoanelor dispărute. Da? Aici este un lucru foarte important. Uh, în același timp grav și tragic, da? în special. Atunci când discutăm despre copii, da? e, cum să spun, este o responsabilitate extraordinară pe care, pe care o veți avea. Da? În a proteja persoanele și, în special, da? copiii, mă rog, a proteja în sensul de a-i a identifica pentru că se află fie într-o stare potențială de pericol da fie uh, sunt victime uh, ale traficului de persoane sau pot fi victime ale traficului de persoane da? sau ale unor agresiuni infracțiuni uh, sexuale spre exemplu cum a fost uh, uh, exemplul acelei fetițe nu mai știu, eu, prin Dâmbovița parcă sau ceva de genul ăsta da când un descreerat un cetățean străin un, un efectiv un scelerat da a violat și a ucis o fetiță. Da? Bun. De asta zic, în munca voastră o să întâlniți, poate, orori, o să întâlniți, poate, lucruri de neimaginat pentru o persoană simplă. De asta e nevoie să aveți un psihic tare, un caracter foarte puternic. Bun. Iar dacă picați la testul psihologic pentru că nu aveți așa ceva, credeți-mă, e mai bine pentru voi să rămâneți în viața civilă decât să aveți coșmaruri, tot felul de traume psihologice, da, ca urmare a activității voastre profesionale. Da? Bun, inclusiv când neutralizați și când, nu știu, ajungeți să ucideți sau doar să răniți un infractor, da, care a făcut rău. Chiar și atunci, în situația aia poți avea procese de conștiință, poți avea coșmaruri, te poți simți vinovat da, că ai făcut rău unei persoane, chiar dacă acea persoană punea în pericol viața sau sănătatea altor persoane nevinovate. Dar aceste sentimente pe care le puteți avea sunt reale. Da? Și atunci e important să aveți parte de consiliere psihologică atunci când se întâmplă acele lucruri și să nu vă temeți, da? să nu credeți că lumea va spune că sunteți slab de înger sau mai știu eu ce altceva. Nu, în situații de genul ăla, apelați la serviciile de consiliere psihologică pentru că veți avea nevoie de ele și aveți nevoie voi de voi în, da, în deplinătatea sănătății voastre mentale și a potențialului vostru psihic, dar și familiile voastre au nevoie de voi. Da? Și atunci treceți peste această mândrie sau această prejudecată și mergeți și obțineți uh, uh, consiliere și ajutor de specialitate. Revenim. Desfășoară activități de prevenire și combatere a migrației ilegale. Da? E important. Ăsta e motivul pentru care uh, mergi pe stradă, poate că ești mai uh, colorat la față, ai o barbă mai uh, proeminentă, da? Uh, poate ai și un fular din ăla, cum avea rafat, numai călții la gât și, nu, te întreabă poliția, da? de ce te întreabă, de ce cere buletinul? Pentru că ar putea să fii un migrant ilegal, spre exemplu. Da? Nu vorbim de migrația legală. Bun. Desfășoară activități specifice, direct sau în cooperare cu alte entități, da? potrivit competențelor stabilite prin lege pentru protecția animalelor. Știți foarte bine, că există infracțiuni referitoare la animale, rele tratamente aplicate animalelor. Aveți această atribuțiune să împiedicați da, sau să protejați animalele atunci când vedeți că sunt în pericol. Da? Chiar s-a înființat poliția animalelor. Da? Bun. Folosește metodă și mijloace tehnico-științifice în cercetarea locului faptei, da? și examinarea probelor și a mijloacelor materiale de probă, da? E practic cercetarea de poliție, cercetarea la fața locului, da, efectuând constatări și expertize criminalistice. Criminalistice nu se referă neapărat la crime, da? ci se referă la că în engleză, spre exemplu, este crime scene, da? este scena crimei dar prin crimă se înțelege o infracțiune care s-a produs. Da? Prin specialiști și experți proprii sau acreditați. Da? E important. În momentul în care, spre exemplu, este o, o se constată o infracțiune sau există suspiciunea unei infracțiuni economico-financiare, de exemplu, da? vine un expert financiar da? Care ce face? Face o expertiză. Să vadă dacă într-adevăr s-a încălcat legea sau nu în acea situație. Da? Și asta o poate face un specialist, care poate să fie propriu sau poate să fie un specialist acreditat, care este în afara poliției, dar a cărui părere contează, inclusiv în instanță. Pentru că degeaba tu ceri în cercetarea ta, cere părerea sau expertiza unor persoane, da? Care poate sunt foarte bune profesional, dar dacă acele persoane nu au, uh, uh, cum să spun, nu, nu au greutate în uh, instanță, da? Cuvântul lor nu contează în instanță, ați făcut degeaba acea expertiză. Pentru că nu vă ajută la uh, finalizare, da? La finalizarea dosarului. Bun. Rapoarte criminaliste de constatare, rapoarte de constatare tehnico-științifice, spre exemplu, la accidentele auto se întâmplă lucrurile acestea, da? Sau nu numai, în momentul în care se face uz de armă, la fel trebuie văzută traiectoria, în fine se studiază ă, efectele, se caută ă, cartușul, tubul cartușului, se caută ă, glonțul respectiv și așa mai departe. Adică, da, cam despre asta este vorba. Rapoarte de interpretare a urmelor sau de evaluarea comportamentului infracțional. Aici intervine psihologia criminalistică, da, sau psihologul criminalist. Bun, efectuează independența în cooperare evaluări, studii, cercetări științifice și așa mai departe, pentru ce? Pentru îmbunătățirea metodelor și mijloacelor folosite în activitatea de poliție, da? În special a celor tehnico-științifice. Da, cu alte cuvinte uh, poliția, da, ce face? Evalu face tot felul de evaluări, de studii, în așa fel încât să-și poată îmbunătăți în mod continuu activitatea. nu uh, mai uh, zăbovesc că lucrurile sunt relativ simple, da? Exercită controlul asupra deținerii portului și folosirea armelor și munițiilor, da? Asta e foarte clar. A materialelor explozive, a precursorilor de explozive, adică acele substanțe chimice care, combinate, pot să facă un explozibil, un material exploziv. Pentru că în activitatea teroristă, spre exemplu, niciun terorist nu este atât de tâmpit încât să umble, da, nu știu, cu praful de pușcă direct, da, sau cu uh, batoanele de dinamită. Nu. Ei fac tot felul de dispozitive explozive artizanale, da, cu tot, cu, nu știu, cu cuie, cu tot felul de chestii, da, și cu precursori de explozivi, adică cu substanțe pe care le combină ei după aceea, și teo adică te teoretic. Da, teoretic sunt mai greu de prins. Da? Pentru că ma, e o, o substanță nu bate la ochi. Da? Și mai ales că cumpără o substanță dintr-un loc, o altă substanță din alt loc, în așa fel încât poate o cumpără altcineva, în așa fel încât să nu se poată face foarte ușor conexiunea. Dar poliția are. Această atribuție e foarte importantă da? și are legătură inclusiv cu atribuția de prevenire a, a terorismului. Da? Asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții, materii explozive și precursori de explozivi. Da? Practic, poate să facă controle. Asta înseamnă operațiuni. Poate să facă controle la a, societățile comerciale care sunt avizate pentru așa ceva. Da? Să vadă cui a dat, de ce a dat, în ce condiții și așa mai departe asupra funcționării atelierilor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir. Da? Evident că poli... da? și atelierele de reparat arme și poligoanele de tir sunt frecventate atât de posesori ilegali de arme, dar și de eventual posesori ilegali de arme. Și atunci trebuie să aibă sub supraveghere, sub control aceste entități. Da? Exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive și nucleare, a stupefiantelor și a substanțelor dopante. Da? Exact ce spuneam și un pic mai, mai devreme, da? Acum se crea sub altă formă. Precum și a altor obiecte și materii supuse autorizării. Da? Pot să fie și alte lucruri care, uh, care pot fi supuse autorizării, care nu sunt. Uh, disponibile publicului larg. Asta ar însemna. Da? Supraveghează și controlează circulația pe drumurile publice, da, în afara cazurilor exceptate de lege. Spre exemplu, atunci când vorbim despre uh, convoaiele militare. Convoaiele militare au un regim special. Este doar un exemplu. Da? Colaborează cu alte autorități publice, da, ONG-uri și așa mai departe, pentru îmbunătățirea activității, da, Organizării, pardon, și sistematizării uh, circulației, da? Asigurarea stării tehnice a autovehiculelor. Aici, spre exemplu, da? Există acum o, o reclamă uh, a Fundației Zurli. Zurli este o. Este, fundația Zurli este un ONG, da? Și împreună cu un uh, lanț de magazine și, uh, o, și poliția română, da? au o acțiune da, de prevenire, de combatere și de uh, educație rutieră a copiilor. da, Este un exemplu, când uh, da, uh, poliția poate să colaboreze cu asociații și organizații non-guvernamentale. Da? Bun, apoi ce face? Asigură starea tehnică autovehiculelor. Aici vorbim despre colaborarea poliției rutiere cu curarul, da, cu Registrul Auto român, da, asigurarea stării tehnice autovehiculelor. Când te oprește polițistul, da, să uite, să vadă dacă ai faruri bune, dacă nu, dacă corespund, în fine, da, și sunt foarte multe, ați văzut când mergeți pe, pe drum la drum lung, spre exemplu, mai găsiți câte o dubă din aia albă, ISCTR, da? Care ce face? Controlează starea autovehiculului. ISCTR-ul nu ține de poliția română, da? Dar pot exista colaborări pe această temă între uh, acestea. Da, perfecționarea pregătirii conducătorilor auto și luarea unor măsuri de educație rutieră. Asta am mai discutat, da? Iar perfecționarea pregătirii conducătorilor Auto, păi implicarea în examenul de permis, da? Poliția face acest examen, da? Desfășurarea activităților specifice de poliție în domeniul transporturilor, feroviare, navale și aeriene, da? Deci, activități specifice poliției, vă spuneam, inclusiv de parcul propriu de, nu știu, șalupe la zona navală, de elicoptere la zona aeriană și așa mai departe. Exercită control asupra legalității stabilirii domiciliului și a reședinței cetățenilor români și străini aflați pe teritoriul țării. Da? Serviciul. Da, serviciul de. Uh, uh, în fine, poate nu serviciu, că ăla ține de administrația locală, da? E vorba despre eliberarea documentelor de identitate, despre verificarea domiciliului și așa mai departe, da? ține evidența nominală a cetățenilor români cu obligații militare în mediul rural. Da? De ce? Pentru că mediul rural este destul de departe de marele centre militare. Și atunci ar fi greu pentru centrul militar să facă lucrul ăsta. Da? De asta vorbim doar de mediul rural. Organizează în condițiile legii cazierul judiciar, da? ca să ține evidența persoanelor condamnate, ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri, cu caracter penal. Alte măsuri cu caracter penal ar putea să fie, spre exemplu, amenda penală. Da? Apare în Cazier și amenda penală. Constituie baza de date necesară pentru îndeplinirea acestor atribuții, privind uh, Cazierul Judiciar. Efectuează studii și cercetări privind dinamica infracționalității în România, da? În așa fel încât uh, poliția se poată să țină pasul cu fenomenul infracțional. Acordă sprijin. Autorităților administrației publice centrale și locale, în vederea desfășurării activității acestora. Păi, când sunt, nu știu, zilele orașului, spre exemplu, da? Intervine sau, mă rog, este implicată și poliția, inclusiv prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în ideea de a asigura siguranța, mă rog, a asigura siguranța, în fine, a acelui eveniment. Participă. Da, împreună cu alte unități ale meaI, da, și cu uh, trupe ale MEAPN, da, și cu unități de protecție civilă sau alte organe prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuarea persoanelor și bunurilor periclitate. Uh, nu doar în stare de uh, război, da cum este în Ucraina, acum ci, doa, ci și în situații în care este un... Uh, Cataclism, este un cutremur, este o inundație și așa mai departe. Ați văzut că poliția, împreună cu jandarmii, intervin, inclusiv cu armata, cu forțele de protecție civilă, intervin pentru salvarea persoanelor, pentru evacuarea persoanelor și a bunurilor acestora care sunt în pericol, da? Și vorbim despre incendii, explozii, avarii, epidemii, calamități naturale și așa mai departe, da? limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de acestea, da? de evenimentele de mai sus. Da? Deci odată îi protejează da? dacă este să se întâmple, dacă este o iminență sau dacă acele cataclisme, mă rog, evenimente s-au produs, da? să limiteze da? și să înlăture urmările acestora. Bun, mai departe. Colaborează cu instituții de învățământ și cu organizații neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracțională a populației. Ceea ce vă spuneam mai, mai, mai înainte. Dacă poliția vine în școli și are tot felul de activități de prevenire și combatere a activității infracționale. Da? Ce mai face? Desfășoară și vedeți că peste tot este potrivit legii. Deci, nicio, nicăieri nu o să găsiți ceva ce vreo atribuțiune pe care poliția sau jandarmeria sau uh, serviciile secrete sau mai știu eu ce altă uh, instituție de forță din România poate să facă în afara legii. Deci în afara legii nu poate să facă nimeni nimic. Da? Pentru că de aia România este stat de drept și nu este un stat autocrat în care uh, da, uh, cel de la vârf face ce vrea fără să dea socoteală nimănui. Inclusiv să invadeze o țară străină și să ucidă cu sânge rece civili, nevinovați și inclusiv copii. Bun. Activități specifice de cooperare și asistență poliețenească internațională, da? Inclusiv prin mecanismul Interpol. Cooperare judiciară internațională în materie penală, da? Atunci când se fac comisii rogatorii, atunci când, se, când există un infractor român pe teritoriul altei țări sau cu conexiuni sau cu infracțiuni inclusiv în România, sau când există un cetățean străin care a săvârșit infracțiuni în România, da? Și atunci există această cooperare judiciară internațională, în așa fel încât să limiteze și să sancționeze fenomenul infracțional. Conlucrează cu structuri de profil din alte state și de la nivelul altor instituții internaționale pentru ce? Pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, da? Pentru schimb sau transfer de experiență și bune practici. Deci, pe de-o parte, pot să se întâlnească și să zică, bă, uite, noi facem așa, voi cum faceți, în așa fel încât să înveți unii de la ceilalți. Și asta este extraordinar de important pentru că, în felul ăsta, crește nivelul de profesionalism. Pentru că s-ar putea ca, nu știu, poliția din România să nu se fi... să, să, să nu se fi confruntat cu un anumit tip, cu un anumit fenomen infracțional, Da. Iar colegilor din altă țară să se fi confruntat și atunci fac un schimb de experiență: ca atunci când se va întâmpla sau va, 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 va începe să se manifeste un anumit fenomen infracțional și în România, poliția, respect, poliția română să aibă know-how-ul necesar, da? Bun. Dar și pentru combaterea criminalității transfrontaliere. De lucrul acesta am mai discutat și nu insist. Participă la constituirea de forțe internaționale de poliție, da? destinate pentru misiuni de instruire, asistență sau cooperare polițienească, da? sau pentru acțiuni umanitare. Poliția Română are această atribuțiune, are acest drept. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin uh, lege, da? În fine. Bun, mai departe. Ministrul, cu avizul procurorului general, da, de pe lângă în alta uh, Curte de Casație și Justiție, Desemnează polițiști care au calitate de organe de cercetare a poliției judiciare, da, adică acei polițiști, spuneam, când vorbeam despre autoritatea judecătorească, acei polițiști care sunt da, lucrează sub umbrela Ministerului Justiției, să zicem, da. Bun, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror, da? Important în cazul infracțiunilor săvârșite de polițiștii care au calitate de organe de cercetare ale poziției, poliției judiciare. Cum ar fi, spre exemplu, atunci când cine, un polițist, da, ce face? Primește șpagă, pe românește, da? Deci e un act de corupție. Și atunci, procurorul începe cercetarea penală pentru așa ceva. Da, te rog. Aici, dacă urmărirea penală se efectuează de procuror că am procurorul nu a de casă și justiție, nu poate fi un procuror de pe lângă judecătorie sau tribunal, nu? Sau este în funcție de infracțiunea pe care o comite polițistul? Nu, este în funcție de nivelul la care este polițistul respectiv. Da? Nu o să vină pentru un polițist care lucrează cu judecătorie, nu să vină un procuror de la în alta uh, curte de casație și justiție. Da? Pentru că aceste niveluri da, sunt pentru anumite categorii. Da? Vă spuneam atunci când discutam despre autoritatea judecătorească și despre această instituție, de fapt, cea mai înaltă instituție uh, judiciară din România, respectiv în alta curte de casație și justiție. Da? Și atunci, nu, vorbim de procurori la nivelul la care este uh, organul respectiv al Poliției Judiciare. Rămâne, cum să spun, asta poate fi un subiect de, de discuție. Da? Poate să fie un subiect de, de studiu mai aprofundat. Da? Bun. În îndeplinirea activităților specifice, polițistul are competența teritorială corespunzătoare unității de poliție din care face parte. Cu alte cuvinte, el nu se poate duce să cerceteze, el e polițist în Gorj și se duce să cerceteze în satul mare. Da? decât dacă sunt anumite acțiuni comune, pentru că sunt acțiuni comune în care sunt implicate mai multe unități teritoriale. Da? Asta este altceva. În caz de continuarea unei măsuri sau activități specifice, polițistul poate acționa și pe raza teritorială a altor unități de poliție, comunicând despre, unit despre această unității competente. Este un, nu știu, în urmărirea unui infractor, da? Și la leargă. Evident că nu se oprește la unde s-a terminat județul, oprește, da? Ci continuă, dar sună la poliția rutieră sau la poliția, nu știu, depinde de serviciu respectiv, din județul în care intră, în așa fel încât să poată să intervină și la un moment dat să preia urmărirea, da? Poliția din, din județul respectiv, da? Ce vorbeam aici? Vorbeam despre lucruri cum să spun, nu despre o forță majoră, să zicem, da, ci vorbeam despre faptul că pur și simplu mă apuc eu să, da, sau sunt în vizită la mama și mă apuc să fac pe polițistul și pe acolo, da? Așa, nu știu, să încerc să prind infractor, să mă bag în seamă, da, pentru că vom vedea că mai sunt și alte situații în care indiferent de unde sunt, pot să să intervin, da? În caz de detașare sau misiune ordonată pe rază teritorială ale altei unități de poliție, cum vă explicam că vara sunt polițiști din toată țara care merg pe litoral, da? ca să ofere sprijin poliției de pe litoral. Da? Polițistul are competența teritorială stabilită pentru acea unitate, da? adică pentru litoral, să zicem. Da? Polițistul încadrat la IGPR are competență teritorială generală, exact ce vă spuneam un pic mai devreme, mă rog, în seriile trecute, da? Pentru că este unitatea cea mai înaltă, da, și care are în subordine toate structurile, practic, vă spuneam că sunt polițiști care sunt înalt specializați și care intervin în momentul în care fie infracțiunea este foarte gravă, fie e nevoie pur și simplu de un alt nivel de competență, da, competență profesională, să zic Că vă spuneam că un uh, investigator criminalist din Zalău, să zicem, da? unde poate că nu fenomenul infracțional nu este atât de mare, da? nu are experiența necesară pentru că nu s-a lovit de atâtea cazuri, da? Și atunci vine uh, da? un polițist încadrat în IGPR ca ajutor pentru acesta sau chiar să preia uh, investigația, da? pentru că are acest drept. Polițistul este obligat să intervină și în afara orelor de program, da? sau în afara atribuțiilor sale de serviciu sau competenței teritoriale în care, din care face parte, da, exact ce vă spuneam un pic mai devreme, când, când ia cunoștință de existența unei infracțiuni flagrante, da, deci dacă ai văzut că un băiat a luat poșeta, i-a smuls poșeta unei femei și a și îmbrâncit-o și a dat-o, a lovit-o și a lăsat-o acolo, da, evident că ai obligația să intervii. Nu pot să spui, stai că sunt în altă parte, eu sunt polițist în Călăraș, aici sunt la Zimnicea. Nu. Da? Precum și pentru conservarea probelor în cazul unei infracțiuni a căror cercetare va fi efectuată de către organele competente. Da? Deci când se întâmplă o infracțiune sau s-a întâmplat o infracțiune, are obligația să prezerve, cum să spun, scena infracțională da? și toate probele respective până când vine poliția care are competența acolo. Da? Și ce face? Înlătură persoanele, nu lasă să atingă, da? în fine, poate că încercuiește cumva perimetru, da? lucruri de genul acesta. Dar asta e foarte important și din fericire constat cu satisfacție că de multe ori, inclusiv în mass media, apar cazuri în care polițiștii intervin chiar atunci când nu sunt uh, în exercițiu funcțiunii, da? Uh, bun, publicul poate că nu știe că este obligat, da? Dar din păcate pot exista și polițiști care se fofilează. Da? Să uită în altă parte. Lasă că eu sunt acum la uh, nu știu, sunt la mare, sunt în concediu, nu vreau să mă complic cu așa ceva, da? Este obligația voastră